Bună dimineața! Bine ați venit la cea de-a treia zi a conferinței Acces la literatura științifică. Sunt Alexandra Năstasă și voi fi alături de dumneavoastră și astăzi. Prima sesiune din această zi se numește Astronomie, Educație în Astronomie, de la pasiune la carieră. Și următorii doi invitați sunt pasionați ai domeniului spațial. Am observat că există un interes real pentru acest domeniu și că interesul este în creștere încă de anul trecut, când un alt invitat de-al nostru, autor al Parsec.ro, a avut o sesiune cât se poate de interesantă și dinamică, și de aceea sunt convinsă că și următoarea sesiune vă va fi pe plac. Primul invitat este Rareș Bișag, absolvent al facultății de Inginerie spațială din cadrul Politehnica București. Pasionat de mic de domeniul spațial, acum lucrează la o firmă care dezvoltă tehnologii în industria spațială și îl invit pe el să vă povestească cum e cu pașii în carieră în acest domeniu. Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum m-a introdus Alexandru, numele meu este Rareș Bișag și pot să mă declar un space addict. Încă de când eram mic, o întrebam foarte, foarte des pe mama mea oare ce este mai departe de cer, de stele. Sunt născut în București. Cum a zis și Alexandra, sunt absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială din București. Momentan sunt student la aceeași facultate, la masterul de structuri aeronautice și spațiale. Și în același timp studiez și Business Administration și End Engineering la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, tot din cadrul UPB. Începând cu toamna acestui an, lucrez ca Development Engineer la HPS România, o companie românească aparținând unui grup german care se ocupă cu dezvoltarea tehnologiilor spațiale. Totodată, în decursul anului acesta, am fondat o echipă, UPB Space Team, despre care o să vă vorbesc un pic mai încolo. Însă, până să ajung aici, am avut mai mulți pași prin care am trecut. Sunt absolvent al Colegiului Național Gheorghe Lazar din București. Cum am menționat și anterior, sunt absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială. În timpul studenției am avut o activitate foarte amplă în cadrul Asociației Studențești de la noi din facultate și acum lucrez pentru High Performance Structures România. Să vă vorbesc puțin despre anii liceului. Sunt sigur că toți vă aduceți aminte de acea perioadă a vieții dumneavoastră. Pentru mine a fost, pot spune, foarte inspirațională acea perioadă. Mi-am aminte, eram clasa 8-a și am citit cartea domnului Grigore Băjunaru, Cismigiuet Company, și efectiv acea carte m-a convins să merg spre Lazar. Noi cei din Lazar ne mândrim și spunem că Lazarul pentru noi nu este doar un liceu, este un mod de viață. Și pot spune că acolo am învățat ce înseamnă comunitate. Deci chiar dacă nu ne cunoșteam toți elevii între noi, ne salutam și interacționam. Despre pasiune, am avut parte de niște profesori pasionați, extraordinar de pasionați, și ne povesteau foarte, foarte din inimă ceea ce ne spuneau. Și tot acolo am învățat și despre autodepășire. Când am terminat liceul, domnul nostru director ne-a spus să ieșim pe poarta liceului și oriunde am merge noi să împărtășim exact aceleași valori pe care le-am învățat în cei 4 ani în liceu. Imediat după am intrat la Facultatea de Inginerie Aerospațială și toate aceste lucruri s-au concretizat un pic altfel. Am descoperit magia, exact cum spune și Elon Musk, engineering is the true magic. Am descoperit magia într-un cadru foarte exigent, aș putea spune. Profesorii de la Facultatea de Inginerie Aerospațială sunt foarte exigenți. Fostul decan are o vorbă: decât să pice un avion sau o rachetă, mai bine pică studentul la examenul acesta. Și da, pe lângă asta am învățat despre responsabilitatea profesională. Noi acolo, practic, învățăm să fim inginerii care proiectează, construiesc avioanele și rachetele de mâine și de astăzi. Deci, practic, avem o foarte, foarte mare responsabilitate pe umerii noștri. De asemenea, la noi în facultate e vorba despre foarte multă spiritualitate națională. Vorbim de Traian Vuia, de Henri Coandă, oameni și personalități remarcabile care și-au adus un aport fantastic în acest domeniu.
De asemenea, în timpul facultății, în anul întâi am intrat în Euroavia București. Euroavia București este grupul local al asociației Euroavia, Euroavia fiind asociația europeană a studenților la inginerie aerospațială. În toată Europa sunt undeva la 47 de grupuri, în toate universitățile tehnice care au aspirații spre acest domeniu. Deci vorbim de o colaborare europeană fantastică. Sunt o grămadă de proiecte pe care le avem cu colegii noștri din toată Europa, unde pe lângă partea culturală vorbim foarte mult și despre latura profesională, despre aspirații. Am descoperit în cadrul asociației ce înseamnă echipa, ce înseamnă spiritul de echipă, profesionalismul. Am făcut parte din organizarea multor conferințe asemănătoare cu aceasta, sesiuni, și acolo am învățat ce înseamnă cu adevărat profesionalism. Și nu în ultimul rând, în ultimii 2 ani am fost președintele asociației și, fără să vreau, a trebuit să învăț pentru ceilalți ce înseamnă să ai viziune. Și așa am proiectat cât am putut de bine activitatea organizației în anii în care am fost acolo. Pozele pe care le-am pus pe slide sunt de la BIAS, de la Bucharest International Air Show. Cea din stânga jos este de la Rocket Workshop, un concurs de rachetomodelinzi pe care noi îl organizăm în fiecare an, care adună 120 de participanți din toată universitatea noastră. Iar cea din dreapta este de la congresul nostru, unde efectiv reprezentanți ai organizațiilor din toată Europa se strâng acolo și dezbatem care este direcția. Este fix un congres. Da, experiența de student am simțit-o că se va termina și în anul 3 a trebuit să-mi aleg un loc de practică. Tot în contextul asociației, la un alumni gathering, am cunoscut persoana care m-a inspirat foarte, foarte mult referitor la cariera mea. Este vorba de mentorul și de actualul meu lider din cadrul firmei. Am fost și am făcut practica între anul 3 și 4 la compania unde lucrez și astăzi. Am dezvoltat lucrarea de licență în cotutelă cu ei pentru simularea numerică a unor componente de izolare termică a sateliților. A fost o experiență fantastică, vorbind de o lucrare de licență aplicată din 2019 în industrie. Într-adevăr, nu pot spune că unii profesori au fost un pic reticenți și nu înțelegeau neapărat despre ce este vorba și de ce am ales să studiez acest lucru. Mai ales partea de spațiu momentan nu este atât de populară. Este ceva de neatins, mulți oameni nu conștientizează că și spațiul se face și în România. În cadrul companiei am învățat ce înseamnă dedicarea. Noi suntem o echipă mică, compania noastră are 17 angajați. Suntem o echipă dedicată de dimineață până seara. Am învățat ce înseamnă pasiunea pentru ceea ce faci. Nu doar a merge la muncă, a-ți face treaba și a pleca acasă. Vorbim de o pasiune. Practic atingem lucruri care ajung în spațiu. Și din nou partea de profesionalism. Suntem în contact cu entități puternice, cum ar fi Agenția Spațială Europeană. Avem întâlniri frecvente cu aceștia și este nevoie de foarte, foarte mult profesionalism. Sloganul echipei noastre este The Team to Trust și până acum, în 3 ani de activitate, am căpătat o încredere fantastică atât din partea Agenției Spațiale Europene cât și din partea Agenției Spațiale Românești. Vorbind și de partea, când am fost student și de industrie, vara aceasta am fost parte din organizarea Space Summer Academy. Space Summer Academy a fost prima școală de vară organizată ca și colaborare între mediul academic, industrial și studenți. Tema prima ediție a fost CubeSat. CubeSat-ii sunt niște sateliți în miniatură, pe o dimensiune standardizată, 10 cm pe 10 cm pe 11 cm. Se folosesc foarte mult ca demonstrare de tehnologie și sunt sigur că ați tot auzit despre aceste lucruri. Așadar, am adus la oaltă studenți din toată universitatea, 25, pe care i-am organizat în 4 echipe, având scopul la sfârșitul școlii de vară să livreze o propunere de proiect al unui satelit. În timpul zilelor, în primele 3 zile, au primit lectures de la oamenii din industrie și de la cei din partea academică și s-a dovedit a fi un proiect reușit.
De asemenea, au reușit să intre în contact, chiar că foarte mulți erau anul 2, au reușit să intre în contact cu oamenii mari, de care de multe ori noi, nouă ca studenți, ne este teamă și ne este frică să vorbim. Am avut tot felul de activități sociale unde am stat la bere cu directori de companii, oameni cu adevărat importanți, pe care noi de multe ori ca studenți avem impresia că nu o să-i atingem niciodată. După această experiență, am concretizat participanții din această școală de varu într-o echipă numită UPB Space Team. De-a lungul timpului am tot încercat în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială să atingem proiecte din această zonă. Însă ne-am dat seama că de multe ori suntem depășiți pe anumite arii de activitate. Și am ajuns la concluzia că ok, putem să lucrăm pe anumite aspecte cu colegii noștri de la Facultatea de Automatică și Calculatoare sau cu colegii noștri de la electronică și telecomunicații. Adevăr, este destul de greu pentru că fiecare are registrul său, are limbajul său specific. Așadar, am concretizat această echipă de 33 de persoane de la 4 facultăți din UPB. Pe lângă cele menționate anterior, avem persoane și de la Facultatea de Energetică. Și ne propunem să mergem la cât mai multe competiții și să abordăm cât mai multe proiecte din industria spațială. Primul nostru proiect a fost un CubeSat, exact cum s-a început și la școala de vară, pe care în cadrul unui call deschis de propuneri de la Agenția Spațială Europeană am depus o propunere destul de minuțioasă a acestui proiect, undeva la 120 de pagini, foarte, foarte tehnic. A fost o perioadă grea pentru noi, pentru că a trebuit să facem chestia asta după ore, după muncă, deși a fost greu, ne-a plăcut foarte mult. Au fost foarte multe nopți nedormite, am renunțat la ieșirile la bere și chestii de genul, numai pentru a demonstra că putem. Așadar, dacă satelitul nostru se concretizează, va fi primul satelit educațional românesc și al doilea din România. Primul din România a fost făcut de cei de la Institutul de Științe Spațiale, se numește Goliath, și după ce a ajuns pe orbită, a pierdut puntea de comunicații cu solul. Așadar, misiunea noastră a fost să lansăm pe orbita joasă a Pământului un satelit care are ca payload, ca instrument, un radiorepetor de comunicații dezvoltat de noi. Am avut 5 companii partenere, companiile care au fost partenere și în cadrul școlii de vară, și am primit mentorat de la aceștia. Acum, zilele acestea, așteptăm răspunsul, vedem dacă vom merge mai departe cu proiectul sau va trebui să le readaptăm. De asemenea, fiind pasionat de domeniul ăsta, am căutat toate competițiile și cele mai importante competiții de pe glob. Așa am ajuns la Spaceport America Cup. Spaceport America Cup este cea mai mare competiție de rachete educaționale, studențești, din lume. Ține în America și acolo se strâng toate universitățile de top din lume, toate universitățile tehnice. Este vorba despre a calcula, a proiecta, a opera, a construi o rachetă care are ca scop să ajungă la un apogeu, la o înălțime de 10.000 de picioare, asta înseamnă undeva la 3.300 de metri. Motorul pe care putem să-l integrăm poate fi fie cu combustibil solid, fie hibrid și cu solid și cu lichid, și avem ca scop să plasăm la acea altitudine un experiment științific. Ne gândim ori la un alt CubeSat, ori la ceva în genul acesta. Momentan am format partea de management superior, am ales, suntem 5 oameni implicați, dar încet încet vom face și recrutări și vom porni cu acest lucru. Agenția Spațială Europeană are foarte multe competiții, foarte multe inițiative pentru studenții din toată Europa. Și în cadrul viziunii acestei echipe pe care am făcut-o, vrem fiecare dintre aceste inițiative să o fructificăm, să o creăm o echipă pentru aceasta. Este vorba de a testa experimente în hipergravitate, în microgravitate, în imponderabilitate, baloane meteorologice, rachete. Fie că le construim noi, fie că ni se integrează experimentul acolo, sunt într-adevăr niște oportunități fantastice pentru noi ca studenți să învățăm. Pe lângă acest lucru, am observat tendința tuturor industriilor să se apropie de partea de inteligență artificială, de machine learning,
Așadar, am de o săptămână am fondat un cerc, să-i spunem, nu s-a concretizat neapărat în jurul unui proiect, în care ne gândim cum am putea să aplicăm inteligența artificială și partea de machine learning în industria spațială, atât pe partea operațională de programe, dar și spre partea de fabricație în sine. Ne gândim la optimiza prin inteligența artificială designul anumitor piese și așa mai departe. De asemenea, având o soră mai mică, sunt destul de des în contact cu cei de liceu și povesteam la un moment dat cu un prieten de-al ei despre ceea ce fac eu la facultate și mi-a spus: hei, dar uite, eu sunt foarte pasionat de chestia asta și aș vrea să o fac. Mi-a zis: măi, uite, ești clasa nouă, mai e puțin de crescut, așteaptă să intri la facultate. După am avut un click și m-am gândit cum ar fi să începem un pic mai devreme cu ei. Dacă ne permite timpul, noi ca studenți de la universitate să mentorăm și să ajutăm elevii să-și urmeze pasiunea. Și ne-am gândit să intrăm în contact cu diversele licee din țară și să începem proiecte pentru ei, dar cu ajutorul nostru. Acum, întrebarea care stă probabil pe buzele tuturor: de ce să facem toate lucrurile astea? De ce am ales în atâtea industrii și în atâtea domenii de activitate? De ce am ales industria spațială? De ce am ales partea educațională? Practic, pentru mine, și ceea ce mă face pe mine să mă trezesc în fiecare dimineață din pat și să încerc să fiu cel mai bun, este faptul că această activitate, acest domeniu este la limita cunoașterii noastre ca oameni. Nu există cineva să fie ajuns mai departe de atât. Pe lângă asta este, cum am zis și anterior, este un mediu colaborativ internațional. Pe lângă partea de cultură, ajungi să lucrezi cu oameni din toate părțile globului. Acum 2 ani organizam un eveniment în cadrul asociației noastre și am avut o ședință cu câte un om de pe fiecare continent. E un sentiment fantastic, într-adevăr, și mie îmi place foarte mult treaba asta. Pe lângă asta, contribuție la viitorul societății. Mulți spun că, ok, nu ar trebui să ne mai bazăm atât de mult și să nu mai investim atât de mulți bani în industria spațială, pentru că avem foarte multe lucruri de rezolvat aici pe Pământ. Însă sateliții sunt ochii noștri asupra casei noastre, asupra Terei. Cu ajutorul lor am descoperit faptul că există încălzire globală și cum putem să prevenim diferite catastrofe. Însă dacă nu am avea sateliți, Instagram, nu mai avem Facebook, nu mai avem, se duc foarte multe lucruri. Deci este un domeniu de maximă importanță. Pe lângă asta, un om pe care îl urmăresc și un adevărat vizionar, Jeff Bezos, are un citat care spune: "Work hard, have fun and make history." Mulți preferă să rămână în banca lor, să zică că ok, sunt doar o mică parte dintr-un lanț super lung și așa suntem noi ca oameni, însă pentru a crește toți ca societate și ca umanitate, trebuie să fie și unii care își permit lor să inventeze focul, să spun, să iasă din peșteră și să ducă să facă alte lucruri. Asta a fost povestea mea și prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și întrebări la panel și afară în pauză, oricât. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Rareș. Următorul invitat e cumva o continuare a prezentării lui Rareș, măcar în direcția asta de importanța colaborării dintre domenii, despre interdisciplinaritate. Este profesor de fizică și chimie la Liceul Grigore Moisil din Timișoara, profesor laureat merito, și o invit pe doamna Simona Ivașcu alături de dumneavoastră să vă precizeze cât de important este să aplicăm interdisciplinaritatea. A fondat Clubul de Astronomie Casiopeia și cumva a pus deja în practică ideea despre care spunea și Rareș, cu să începem mai devreme să le arătăm elevilor de liceu ce înseamnă domeniul acesta și cumva să îi facem să fie interesați și de alte lucruri decât doar curricula școlară. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit. După cum ați auzit, eu sunt profesor și ca urmare n-am să vă vorbesc despre mine, vă voi vorbi despre copiii mei, care copiii au început prin a fi pasionați de descoperiri, de astronomie, de a ști mai mult decât este în curricula școlară. Și din acest motiv am creat Cercul de Astronomie, care nu e exclusiv astronomie. Astronomie e o disciplină foarte complexă care implică
o călătorie prin toate domeniile. Adică este o știință, da? Ea are legătură cu toate celelalte științe, matematică, chimie, biologie, geografie. Ne conduce și prin literatură. Deci permite dezvoltarea prin istorie, istoria științei, istoria socială, permite dezvoltarea copiilor multilateral, cultura generală care din păcate astăzi se îngustează, se limitează la anumite domenii doar. Ce vreau să vă spun despre copiii care sunt pasionați de astronomie? Au venit la acest cerc copiii de clasă pregătitoare, pentru că le-am spus că e deschis pentru oricine și nu e prezent, nu e obligatoriu să participe la un concurs pentru că vin la cercul de astronomie și au venit pur și simplu din pasiune pentru cunoaștere. S-au creat prietenii și au găsit calea spre drumul viitor în viață unii dintre ei. Și acum am să vă povestesc despre câțiva dintre foștii membri ai cercului de astronomie care, plecând de la cercul de astronomie, au terminat liceul, s-au dus la facultate de fizică, la facultate de informatică, la facultatea de științe aerospațiale și continuă să aibă o carieră în acest domeniu. Am să vă vorbesc despre Paula, care a plecat la facultate, a vrut să facă astronomie de când era în clasa 6. A venit la mine și m-a întrebat, nu se poate să facem astronomie? Am făcut astronomie. De dragul ei am înființat prima dată cercul de astronomie. Am avut o elevă până în clasa 12-a, a continuat să dorească o carieră în astronomie. I-am explicat că ar fi bine să-și lărgească puțin orizontul, foarte bine. S-a dus la fizică. Este studentă la Oxford, dar continuă să meargă pe specializare în legătură cu astronomia. Cristina a plecat la Facultatea de Fizică din București și asta vară a fost într-un internship în Rusia, unde a studiat radiațiile cosmice. Paula a studiat asta vară, a făcut simulări de stele în Germania. Codrin a ajuns la MIT unde studiază ingineria aerospațială. Deci v-aș putea da încă multe exemple de copii care, pornind de la o activitate extracurriculară care i-a ajutat să se dezvolte, să-și dezvolte un orizont mult mai larg, a ajuns să facă ce visează copiii când sunt mici. Vreau să mă fac cosmonaut, vreau să mă fac să ajung să zbor printre stele. Bine, n-au ajuns încă, dar sunt pe drumul cel bun. Și acum ajung la ce vroiam să prezint, de fapt, să fac o pledoarie pentru studiul astronomiei în școală, tocmai pentru că este această știință care implică interdisciplinaritate, colaborare, deci între toate disciplinele pe care copiii oricum le studiază, poate într-un mod mai puțin interesant sau mai interesant. Asta totdeauna depinde și de noi, de profesorii care le prezentăm ce vrem să le spunem. Și tocmai creându-le un orizont larg și apelând la conexiunile dintre discipline, vor ajunge să-și dezvolte acea gândire care să-i ajute să se descurce în orice situație, să nu mai fie neajutorați pentru că nu știu să aplice ceea ce au învățat în școală. De multe ori auzim oamenii spunând că da, de ce ne trebuie să învățăm toate prostiile astea la școală? Acum am folosit limbajul copiilor chiar. De ce îmi trebuie să știu aia? De ce îmi trebuie să știu aia? Dacă îi ajutăm să vadă legăturile între toate domeniile, vor descoperi de ce le trebuie una și alta și cum îi ajută să își dezvolte gândirea și să-și găsească singur drumul, astfel încât să devină niște oameni compleți care să facă ce își doresc în viață. Să fie și fericiți, să fie și utili societății, să ajungă poate să facă și istorie. Cam atât aș
fi avut eu de spus, scuze, cred că am vorbit mult prea repede, după cum se uită Alexandra la mine, am să vă mai povestesc atunci de domeniul oarecum conexe cu astronomia. Tot ca activități extra, deci astronomia nu este o disciplină care se predă în școală, dar vreau să vă spun că există în țara asta sute de oameni care se ocupă de predarea și studiul astronomiei. Eu am ajuns să mă ocup de astronomie în 2003, nu, în 2000, când am avut un curs opțional la liceu, unde am avut 15 copii, clasa ideală, în loc de 30-15. Cealaltă jumătate s-au dus la cursul de educație sexuală. Și cei care au venit la astronomie au fost așa de interesați și de încântați de tot ce făceam împreună acolo, pentru că practic învățam împreună, cursul nici nu s-a numit de astronomie, ci cunoștință despre univers, încât la un moment dat au vrut să vină și ceilalți de la celălalt curs, la cursul de astronomie. În 2003 am aflat prima dată că există o olimpiadă de astronomie pentru elevi, deși, repet, astronomia nu este o disciplină din curricula școlară. Și olimpiada de astronomie s-a făcut cu oamenii pasionați care au făcut, așa cum am făcut și eu, un cerc de astronomie, un club de astronomie. Ne-am adunat cu toții, eu am avut prima asemenea experiență la Cluj. Ne-am adunat la Cluj unde am aflat, ia uite ce de oameni care sunt interesați de așa ceva sunt și ce de copii care sunt interesați de așa ceva sunt. Și a fost o experiență extraordinară pentru că oamenii aceia schimbau între ei idei, cunoștințe. Am aflat că există lucruri de care nu știam și ei au aflat de noi și de altele. Comunitatea aceasta a profesorilor de astronomie s-a dezvoltat atât de mult încât de la an la an am crescut, am ajuns să avem victorii la Olimpiada Internațională de Astronomie și la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, deși este acea materie care se predă în sâmbăta de obicei sau după orele de curs. Avem echipe care au luat medalii de aur în fiecare an și datorită palmaresului acestor echipe, România este una dintre țările care are dreptul să participe oficial cu două echipe la Olimpiadele Internaționale. Ceea ce a fost o victorie atât de neașteptată încât ministerul nici nu avea prevăzut buget pentru a doua echipă. De atunci, performanțele românilor în acest domeniu au crescut. De acolo se și selectează foarte mulți din studenții care, din păcate, pleacă dincolo. Sunt câțiva care și rămân, sunt câțiva care se și întorc și încearcă să dea din ce au obținut colegilor lor mai mici. Cu ajutorul unora dintre ei, de exemplu, de 2 ani de zile organizăm Festivalul de Științe. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunt timișoreni. Anul acesta, oricum, festivalul a devenit național. Altă competiție, să zicem, și, pentru elevi care are legătură cu astronomia este competiția Zero Robotics, unde ei trebuie să facă programarea minisferelor, a minisateliților de pe Stația Spațială Internațională. Și acolo am avut anul trecut în premieră 4 echipe în finală din România, dintre care, ca să mă laud, 2 erau din Timișoara. Așa. Deci este un domeniu care permite și implicarea informaticii. Informatica este deja limbajul copiilor, limbajul comun al copiilor. Un alt concurs este cel de construire de sateliți, CANSAT, de care poate rare știe chiar mai multe și la acela participă copiii, unde au de construit un satelit de dimensiunea unei doze de suc. Și în fine,
fără legătură cu astronomia, dar tot în legătură cu pasiunea lor de a construi roboți care până la urmă se pot folosi în astronomie, este concursul organizat de Nație prin Educație, First Challenge Romania. Este un concurs care a fost adus de Nație prin Educație, prin Dana Războiu, acum 4 ani în România, cu licență de la americani, care i-au spus că dau licența dacă găsește măcar 10 echipe de copii care să vrea să participe la acest concurs. Concursul implica construirea unui robot de la zero care să realizeze anumite operațiuni într-un concurs între echipe. Și în primul an au fost 50 de echipe, nu 10. Anul acesta sunt 192. Deci copiii sunt pasionați de tot ce implică tehnologie, cunoaștere. Totul e să știm să îi îndrumăm. Așa, am luat-o, cred că am făcut cum, știți cum era bancul acela cu cel care învățase numai lecția despre Ștefan cel Mare și i-a picat la examen subiectul despre Mihai Viteazu și a zis, da, Mihai Viteazu a domnit mai târziu decât Ștefan cel Mare, care cam așa am făcut și eu acum. Dacă există întrebări, cred că mai târziu. Mulțumesc! Mulțumim mult de tot! Întrebările vor începe chiar acum. Vă invit chiar pe amândoi pe scenă. Mă gândesc că e mai ușor să fiți chiar în fața participanților. Dacă sunt întrebări pentru cei doi invitați. Bun, ca în zilele anterioare, până prindeți curaj să formulați întrebările, o să am eu o întrebare, Rareș, întrebare. De ce ai rămas în țară și nu ai plecat în afară? Da, de ce n-am plecat din România? Mi se pare că aici sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut și vreau să fac parte din chestia asta. Vreau să fiu acolo, să vorbesc despre pionierat, pentru că aici sunt foarte mulți oameni care își doresc, dar, cum a zis și doamna dinaintea mea, nu au îndrumarea necesară, nu au spiritul acela și sunt puțini cei care vor să iasă din rând și să stand out, să spună, băi, hai să facem chestia asta. M-am lovit în timpul facultății de, nu știu dacă e neapărat frumos să zic chestia asta, m-am lovit de foarte multă reticență și din partea profesorilor mei. Când le-am spus anul trecut, vreau să facem o propunere de satelit, mi-am zis, măi, e foarte greu, e foarte complicat, nu se poate așa ceva. Și am zis, ok, bine, și am început să-mi făcut-o. Dar m-am gândit să plec în afară, însă am prins o oportunitate fantastică cu compania unde lucrez. Și nu mă simt ca și cum aș lucra în România, fiind în contact mereu cu oameni din toată Europa. Și long term vreau să rămân aici și să fiu parte din mișcare. Mulțumesc! Și doamna Simona Ivașcu, un sfat pentru profesorii care încă poate nu au descoperit calea sau încă nu sunt atât de convinși de importanța aceasta de a ieși din zona de confort și de a aplica interdisciplinaritatea la ore, cum să procedeze sau care ar fi începutul sau... Nu știu, părerea mea e că pasiunea e cheia. Adică dacă faci ceva cu pasiune, ești și tu mai fericit, sunt și copiii mai fericiți. Ok, mulțumesc. Între timp, întrebări din sală? Bun. Se pare că ați fost foarte, foarte clar în mesaj. Mulțumim invitaților noștri.